Dragi telespectatori, bine ați revenit în cadrul emisiunii Ancu Dincă și invitații săi. Sunt convins că vă aduceți aminte, în urmă cu ceva timp, am avut un invitat care, pe lângă faptul că este de profesie inginer, are niște preocupări deosebite și în artă. Astăzi ne reîntâlnim și vom insista mai mult pe această calitate a dumnealui de a aduce frumosul din jurul nostru pentru a ne bucura atât vederea cât și alte simțuri despre care dumnealui ne va vorbi în continuare. Sunt convins că unii dintre dumneavoastră veți recunoaște că este vorba de domnul inginer Marian Dumitrescu. Bine ați revenit, domnul Marian, în studioul nostru. Bine v-am regăsit. Mă bucur că ne întâlnim din nou. Și eu mă bucur. Noi deja promisăm telespectatorilor că ne vom reîntâlni și, dragi telespectatori, după cum observați, ne ținem și de cuvânt. Domnul Marian, dumneavoastră mi-ați trimis mie un material destul de bine pregătit referitor la ceea ce vom discuta astăzi. Dar eu vă spun de la bun început că nu prea mă pricep la tema asta. Și atunci o să vă las pentru dumneavoastră pentru început să ne spuneți ce ați pregătit și în ce constă ceea ce vreți să ne prezentați. Pentru astăzi eu v-am propus un subiect puțin mai aparte. Are mai multe părți. La prima vedere nu fac parte din el, dar în realitate sunt strâns unite. Și cine e atent și gândește, înțelege bine. M-am gândit să vorbesc întâi despre ceva legat de istorie. Istoria artei, două, trei vorbe, stil artistic, ce înseamnă. Pe urmă despre pictura modernă, stilul modern sau ultimul care a apărut, realismul spiritual, pictura cu ideograme, cum se practică și acum câteva milenii. Și după aceea să vorbim și despre ceva filozofie, un pic, nu multă, ca să nu speriem pe unii spectatori, și câteva legături între diversele arte și științe și tehnică chiar. Domnul Marian, ideograma, nu cumva oamenii prima dată în reprezentările lor, hai să nu le numim picturi, dar în primele reprezentări nu au folosit această noțiune de ideogramă? Nu știu dacă aveau chiar noțiunea. Nu noțiunea. Însă ideea de ideogramă, sigur, este cea mai veche. Ideograma este un semn care este pictat, este desenat, este ștanțat, gravat, sculptat. Sau poate fi un gest ritual, un gest de dans tradițional sau un gest religios, că există foarte multe, să știți, și în ziua de azi și în toate religiile care există, inclusiv în religia satanistă cu toate variantele ei. Astfel de semne datează din Paleoliticul Superior. Cele mai vechi cunoscute bine se află undeva lângă Peștișani, în Oltenia. Este vorba de o formă animalieră, un fel de cal pictat cu ochiul roșu. Sunt altele și mai vechi. Cele mai vechi ideograme sunt datate de diverse laboratoare mari din lume, ca aparține mileniului 50 înainte de Hristos. Însă se știe că erau folosite cu aceleași înțelesuri precise cu multe milenii înainte. Ideogramele au apărut în zona românească, adică pe teritoriul actual al României și o anumită porțiune în jur, să zicem maxim câteva sute de kilometri, dar nu în toate direcțiile. Și de aici s-au răspândit. Ele au avut niște nuclee de unde au apărut și vă dau un exemplu. Există cultura cogutenii, care este fascinantă, are niște realizări și artistice și științifice incredibile. Noi nu învățăm la școală așa ceva, că trebuie să fim proști. Și de-aia nu învățăm. Nu e corect politic. Când au apărut primele ideograme în zona localității Cucuteni, cum îi spunem noi acum,
După 8 secole au ajuns în zona Niprului, la Tripolie. Deci după 800 de ani erau toți strămoșii noștri acolo, dar sigur că unii au fost mai, cu mai mult timp liber sau poate mai pricepuți și au învățat și pe alții. Că așa se întâmplă întotdeauna. Există centre de cultură care radiază întotdeauna ce ceva în toată lumea. O ideogramă pe care mulți o cunosc în numele Yang Yin, făcută de Fu Hi, se spune, în realitate a apărut cu peste 2 milenii înainte la zona prin județul Iași, pe undeva. Nu mi-am amintesc acum localitatea. Și încă într-o formă mult mai complexă și mai bogată în înțelesul decât cea chinezească. Adică principiul masculin, principiul feminin sau dualitatea unite în jur a ceva care și introduse în ceva. Și aceste două cevauri sunt punctul și cercul, ideograme străvechi care simbolizează unicul. Sub aspect religios, ele simbolizau pe Dumnezeu unic. Sub alte aspecte, simbolizau unitatea, soarele care dă lumina, căldură și întreține toată viața pe pământ și produce și schimburile atmosferice și tot ce știm noi și întreține nu numai ce viu, ci și ce e nesuflețit. Este cunoscut în ultimul timp că aceste ideograme care le folosesc foarte mult chinezii și cei din zona lor de acolo, ne place să le spunem nouă că au venit de la ei. Dar eu văd din ce spuneți dumneavoastră și sunt convins că sunt documente, da, că ele au plecat de aici. Puteți să-mi spuneți de ce ne este nouă atât de drag să spunem, să ne bucure ceva ce e al nostru și vine de la alții și să nu recunoaștem că este al nostru? Din mai multe motive. Primul motiv este că noi, ca români, suntem exagerat de modești. Suntem smeriți într-un fel, mai smeriți ca alte popoare. Nu înseamnă că suntem ultra-religioși, asta e altă treabă. Nu trebuie să exagerăm. Dar fiind așa mai potoliți și cu dorință de pace și de muncă în general, nu chiar tot românii, dar în general așa este, mai mult ca alte popoare, suntem mai blajini. Fiind mai blajini, acceptăm ce vine de la alții mai ușor sau măcar îi îngăduim. Da, da, asta este a noastră. Deci cum vine de la alții când ea a plecat de aici? De aici a plecat, a radiat aproximativ circular în decursul secolelor și mileniilor până la Atlantic, până la Pacific și chiar prin insulele, până în insula Paștelui, care în Paleolitic era foarte aproape de continent. Continentele aveau altă formă, nu ca acum. Se circula mult mai ușor. Oamenii erau mult mai deștepți decât ne închipuim noi și o să vă dau un exemplu. Deci au radiat și după aceea prin schimburile de populație, unele mai vin înapoi cu alte înțelesuri sau cu variante, variante de ideograme, variante de înțelesuri. Că astea alcătuiesc de fapt o știință. La baza ideogramelor stau niște principii. Ideogramele alcătuiesc un sistem foarte bine înghegat. Un sistem înghegat are la bază niște principii unitare. Și aceste principii, ca să fie permanente și să fie unitare, trebuie să aibă și o concepție foarte precisă și una singură, nu mai multe. De exemplu? Păi, de exemplu, concepția este, cum spune Virgil Vasilescu, care le-a studiat cel mai bine și le-a descifrat în foarte mare măsură, este concepția religioasă, credința în Dumnezeul unic. Că de aici, până la urmă, pornesc toate, de la religie și de la credința pe care o are fiecare, de acolo pornesc toate. Chiar dacă noi nu recunoaștem sau nu suntem conștienți de faptul că avem o credință în Dumnezeu, într-un înger, într-un drac, în orice, într-o piatră. Deci chiar dacă nu suntem conștienți, tot de acolo provine orice în fiecare om și în fiecare grupare de oameni, în familie, într-o localitate, într-un popor, într-o națiune, că mai presus de națiune nu mai există. Omenirea e o idee care e nereală. Că pot să fie doi oameni, cum au fost la început, și din ăștia să apară din 100 de popoare, etnii, națiuni, cum vrem să le spunem. Stau și mă gândesc un pic. Dumneavoastră spuneți că aceste ideograme au reprezentat pe teritoriul nostru pe unicul.
Nu, unele din ele. Unele din ele, unele. Normal, unele din ele. Dar Dumnezeu, așa cum îl cunoaștem noi la ora actuală, este cumva de câteva mii de ani. Ideogramele acestea au câteva zeci de mii de, da, de sunt ani. Sunt din Paleolitic. Cumva superior. Poporul român a fost primul popor care a știut că există unicul, adică există Dumnezeu, fiindcă el nu s-a închinat niciodată, din cel puțin de câte cunosc eu, la mai mulți, să le zicem, zei. Da. Ci el s-a închinat întotdeauna la unicul. Poate surpriza este că pe lângă unicul a fost și unica, adică este singurul popor care a crezut în Dumnezeu și în partea feminină a lui Dumnezeu. De câte am citit eu niște cărți? Ce părere aveți? Eu o să vă spun ce știu oamenii de știință încă de prin anul 1900, oamenii de știință adevărați, nu cei plătiți să spună nu știu ce și nici impostorii. Ei au aflat și s-au dovedit cu milioane de exemple clare, nu numai în România, în toată lumea, ceea ce spun preoții creștini cel puțin, dar mi se pare că și alții, ceea ce spun dintotdeauna, și anume că primii oameni au fost monoteiști. Știau că există un Dumnezeu și atât, că mai există îngeri, diavoli și ce mai fi, altă treabă, dar credeau într-un singur Dumnezeu care a făcut toate din nimic. În teologie, credința asta este numită credința sau religia primordială. Oamenii de știință, istoricii, au numit-o religia solară, întrucât avea ca simbol, ce am vorbit mai devreme, punctul marcat bine, un pic mai măricel și plin, sau cercul, ca simbol și al Dumnezeului unic și al lui, care dă energie peste tot în tot universul, dar și al soarelui. Depinde de context. O ideogramă are mai multe înțelesuri în funcție de context. Spuneți-mi, ideogramele acestea, cum au apărut? Ele au apărut ca orice lucru nou, din nimic. Pur și simplu, există din când în când niște oameni care fac ceva cu totul nou, atât de nou, încât nimeni nu știa că ar putea exista și nici unii chiar nu credeau că va exista și nici măcar ei nu știau ce urmau să descopere sau să inventeze. Bănuiau poate, da atâta, bănuiau la un moment dat, că la început. Inspirația acestor ideograme, mă sigur, este din natură. Deci au văzut nu, și au încercat nu să... Nu sunt din natură, ele sunt adăugate naturii. Ele sunt adăugate? Sunt adăugate naturii. Ele sunt o îmbogățire a lumii. Exact cum facem noi ziua de azi, când ridicăm niște case, niște forme care nu se puteau face înainte, că și tehnica construcțiilor a evoluat foarte mult, facem niște avioane cu 600 de locuri sau facem vapoare care transportă 400.000 de tone de petrol. Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră îmi spuneți în momentul acesta că strămoșii noștri de acum câteva zeci de mii de ani au construit niște ideograme, da, și noi la ora actuală construim alte ideograme care să reprezinte același lucru sau alte lucruri? Ideogramele de bază nu au cum să fie schimbate, fiindcă au fost create de ei și alea sunt. Și tot ei au... Puteți să-mi dați și exemple de câteva ideograme de bază? De bază sunt câteva. Prima ideogramă este spirala. Spirala, într-un sens sau în celălalt, arată ceva benefic sau ceva malefic, depinde în ce sens și în ce context o pui. Altă ideogramă de bază este cercul despre care am vorbit, alta punctul, alta este asemănător literei Z, aproximativ da, așa sau așa, poate fi și în picioare, în sensul celălalt, în patru poziții, deci orientări diferite, la 45 de grade, în diverse feluri, și este cel mai clar și cel mai bun simbol al energiei. Și spirala, de fapt, este simbol al energiei, că ea nu are început, nu are sfârșit. Noi o începem fizic de undeva, dar ea nu are început. Și putem să o continuăm oricât, nici să termină materialul pe care lucrăm, o stâncă, o pânză de pictură, o hârtie sau eu știu pe dar ce desenăm cu avionul pe cer. Dar putem spune
că ea continuă din punct de vedere energetic undeva către infinit? Sau vine de la infinit și pleacă către un alt? Sigur, pleacă de la, hai să vorbim ca în matematică, de la un infinit mic, care de fapt nu are sfârșit, că nu știm zero, de fapt nimeni nu știe ce este. Și se continuă oricât de mult. Infinit, nu știu dacă e chiar bine zis, chiar bine folosit termenul ăsta, aș folosi mai curând nesfârșire, ca Eminescu. Eminescu a avut, a realizat cumva o ideogramă? Aveți idee? Ideogramele se exprimă și prin cuvinte, sigur. Se exprimă prin forma poeziei. Deci nu numai desenul este. Se exprimă prin forma poeziei sau prin rimă, prin ritm. Ritmul, de exemplu, unul din ritmul este o silabă neaccentuată, o silabă accentuată. Pam, 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 pam. Sau invers, o silabă neaccentuată și un accentuată. Și în muzică la fel. Și asta e ideogramă. Vedeți așa. Este o ideogramă, cum era steagul cavalerii dacice. Era capul de lup sau de câine și în continuare ceva așa. Când mergea în goana calului, se făcea drept. Era simbolul continuității acesta. Și sunt situații în care această ideogramă este chiar simbol al veșniciei. Depinde, repet, de situație. Prin rima, la fel, dacă se face, de exemplu, rima îmbrățișată, da? Prima silabă cu a patra, să zicem, a doua cu a treia. Este iarăși o ideogramă care este un U, de fapt. U, care dacă îl pui cu deschiderea în jos, înseamnă poartă, adică o legătură care se face între două domenii care altfel nu au cum să fie legate și nici să comunice, sau invers, o legătură cu ceva care vine de sus sau este deasupra. Rima încrucișată este ca un fel de W. Este o ideogramă, cea mai veche ideogramă în formă de W, aproximativ, din câte știu eu, a fost descoperită în zona porților de fier acum vreo 50 de ani, ceva de felul acesta, înainte de a se construi prima hidrocentrală. Și sub ea, deci era ideogramă așa, și sub ea era un romb, simbolul fertilității sau al bogăției sau al împlinirii. Pe acest obiect care noi îl avem aici pe masă, avem ideograme? Avem numai ideograme. Însuși el este o ideogramă. Vedeți cercul? Cercul, da. Cercurile concentrice. Înseamnă cercuri concentrice, printre altele, da, foarte important, înseamnă purterea multiplului, adică mai multora care acționează împreună în vederea acelui scop sau pornind de la aceeași concepție. Vedeți, centrul e subliniat foarte bine. Putem considera, uitându-ne dintr-un lateral, că este vorba de o extindere, că văd un cer mai mic, un cer mai mare, mai mare, mai mare și putem merge la... Da, putem merge oricât, sigur. Sigur. Și formele acestea, vedeți, sus pe capacul ăsta, foarte frumos lucrat, chiar dacă e la strung manual, sunt două cercuri paralele. Continuitatea pretutindeni, tot are continuitate. Că dai, noi putem străbate cu piciorul sau cu racheta milioane de kilometri, miliarde, vor fi probabil și distanțe mai noastre. Mai avem aici niște flori, avem niște spice, dacă le văd eu bine. Da, vedeți foarte bine. Spicele, aici ceva între spice, nu-i nevoie. Aici este ceva între spice și brad. Între. Nu e nici spic, nici brad, o combinație de amândouă și mie mi-a plăcut de când am văzut lucrul ăsta. Am văzut prima dată, pe urmă am văzut cercul, să știți. Vedeți? Înseamnă, deci ideograma asta care este ca un V mare de tipar, înseamnă, în primul rând, gândirea deschisă spre înalturi. Spre ceva nou, necunoscut și puternic, la care ea are acces, dar într-un fel mai aparte, că spuneați de invenții, invențiile așa se fac. Faci ceva nou care nu era înainte. Traian Vuia, de exemplu, lui s-a spusese de către oameni mari, oameni de știință, profesor universitar și la Cambridge mi se pare că a fost chemat undeva și i s-a demonstrat că nu poate să se construiască niciodată un aparat de zbor cu densitate mai mare decât aerul.
el fiind inginer, nu știa lucrurile astea, că noi inginerii nu știm. Dar s-a apucat? L-a făcut. A avut o idee, o astfel de idee nouă, pe care n-a avut-o nimeni. Mulți au vrut, frații Wright din America, au fost Lilienthal înainte, în Germania, au fost mulți. Au încercat, nimeni n-a reușit. Am înțeles că fiecare ideogramă semnifică ceva. Da. Dar dacă eu pun mai multe ideograme una lângă alta, ce-mi dă? Avem o scriere. Primele scriere au fost cu ideograme. Cândva, așa zice analfabeți, scriau pe bețele alea cu care țineau socoteala la mărfură și la oi, sau la oi, dacă erau ciobani, niște semne acolo, așa, dar știu precis și nu încurcau nimic. Câte oi, câți miei, ce soi, cât lapte de fiecare, cât de brânză, ale cui sunt, totul era scris acolo și unii încă mai știu chestiile astea și acum, dar unii, puțini, erau analfabeți și cică. Cu ghilimelele de... Apropo de analfabeți, vreau să vă spun ceva. Prima dată, primii oameni n-au scris nimic. Și după aceea, eu știu că, nu știu, o generație, două, nu știu cât, că nimeni n-a putut să-mi spună. Deci erau analfabeți. Și la un moment dat, unul din analfabeți a început să scrie, a făcut spirala aia așa. A mai făcut o linie verticală, două orizontale, treburi de-astea. Și datorită analfabetului de atunci, noi avem miliarde de cărți, miliarde de inscripții, miliarde de manuscrise în toată lumea. Asta înseamnă să inventezi ceva nou. Aparent din nimic, dar vine o putere undeva pe care tu într-adevăr nu ai și nu o găsești în tot universul. Nu există. Avioane, de exemplu, nu există un univers, dar voia n-avea de unde să știe cum să facă ceva ca să zboare. Domnul Marian, dumneavoastră, pe lângă faptul că ați construit și ați construit mult și bine, împreună cu colegii dumneavoastră în țara aceasta, v-ați apucat și de pictură, unde ați folosit aceste ideograme. De ce nu ați făcut o pictură din aceea, cum să spunem noi, reală, nu? Adică da, să vezi realistă, să vezi, faceți și așa. Da, dar mai mult lucrați pe ideograme. Deci... Nu, depinde. Una în așa, una în așa, depinde. A, depinde de inspirație sau depinde de... Depinde de inspirație, sigur. Cum îmi vine? Am, de exemplu, vreo 200-300 de desene cu peisaje din diverse locuri, din România până în Italia. Și pe care nu le-am pictat, că mai sunt încă altele pe care le-am pictat. Chiar acum am vreo 10 în lucru, că lucrez în paralel mai multe. 10 în lucru odată? Pe câte aveți în total? Eu lucrez, eu sunt un om greoi, vorba lui Țuțea. Și în momentul de față, 8 le lucrez în ulei și 2 în pastel. Cele în pastel le-am întrerupt acum vreo lună, fiindcă nu-mi iese ceva pur și simplu și nu știu ce. Le-am pus deoparte. Cele în ulei, când lucrezi în ulei, trebuie să aștepți un timp să se usuce un strat și pe dai stratul următor. Eu lucrând în 10-20 de straturi, cel puțin fiecare tablou, ca să obțin anumite efecte, îmi ia timp. Și atunci lucrez la unul, când lucrez, îl pun deoparte, încep altul, după câteva timp îl reau pe primul și așa mai departe. Dar să știți că nu sunt singurul, toți fac așa. Vreau să vă întreb ceva. Deci, priviți un peisaj, priviți un personaj, vă faceți o idee, începeți să-l pictați. Nu. Îmi fac schiță. Îmi fac schiță, notez dimensiuni, culori, locul, cum era lumina, ca să știu. Și după aceea stau să compun tabloul. Și fac o mulțime de schițe, pot să fac și 100-200 mai mari, mai mici, studii de compoziție, studii de amănunt, de desen, studii de culoare, ca să văd cum e bine și după aceea încep tablou. Ajung până la dimensiunea 1, până la 1:2. Și când am terminat studiile astea de compoziție, desen, culoare, după aceea mă apuc de tablou. Deci asta este un tablou real. Da. Deci ceea ce văd cu ochii. Ce vede publicul. Celelalte nu le vede. Dar tablourile cu ideograme, acestea, din punctul meu de vedere, cred că trebuie citite de cel care le privește. Nu să vezi numai figurile geometrice care sunt acolo. Nu. Este un mesaj scris. Sigur.
Sigur, dar să știți că și tablourile realiste trebuie citite. Pictorii spun, tabloul se citește sau dacă poți pătrunzi în el, atunci înțelegi și foarte rapid ce e acolo. Poți să te plimbi prin el dacă e lucrare artistică, dacă nu e ca un zid. Orice se citește, numai că nu ca literele, în altă ordine. Și bun, atunci haideți să facem următorul... Stați un pic, să facem următoarea chestie. Arătați-mi cum trebuie privit un tablou real, deci un peisaj sau un portret sau o natură moartă și așa mai departe, și cum trebuie citit un tablou cu ideograme. Metodele nu sunt foarte deosebite. Sunt deosebite, dar nu opuse. În primul rând, ca să vezi bine un tablou, să înțelegi așa, ca unitate, trebuie să stai la cel puțin de 3 ori diametrul lui. Nu diametrul, dacă e rotund sau oval, sau diagonala, dacă e pătrat dreptunghi. Te uiți, dar nu te ghiombezi, privești. Și pe urmă te apropii și începi să privești cu atenție. Și îți atrage ceva atenția. Asta înseamnă că acolo ai stabilit o legătură cu ce a gândit pictorul, că pictura este cea mai intelectuală dintre arte. Să știți, e cea mai intelectuală, fiind cea mai depărtată de realitatea materială. Că totul e practic în plan. În realitate nimic nu e în plan. Și un tablou îl vezi într-o secundă. Orice altceva nu poți să vezi, nicio sculptură, trebuie să o înconjori ca să îți ia câteva secunde, chiar dacă e mică. Tabloul trebuie gândit bine ca să atragă atenția și atunci el are un centru de atenție. Nu e neapărat centrul geometric al tabloului, deși și acesta joacă un rol important, foarte important chiar. Și am zis, un privitor se leagă de un anumit amănunt din tablou, un personal, să zicem, sau un copac, sau poate un râu, care îi place, o fi fost pe acolo, sau îi place lui apa. Și de acolo pornește în înțelegerea tabloului respectiv. Nu e neapărat nevoie să urmăm exact aceeași cale toți. Fiecare vine cu personalitatea lui, cu cunoștințele lui și cu gradul de oboseală sau de odihnă pe care era ale momentul ăla. Un tablou cu ideograme sau o sculptură trebuie privit într-un fel asemănător. Stai departe, vezi despre ce e vorba, mai înconjur dacă e sculptură și te apropii și vezi ceva. Dar începi să te gândești de ce forma aia e așa și cum dă stă în picioare coloana lui Brâncu, să zicem. De ce stă așa în picioare? Și aici trebuie să afli, să și cercetezi un pic. Are un stâlp interior care simbolizează ceva. Este un simbol al veșniciei care unește toate. Printre altele, Brâncuș a creat acest simbol în urma discuțiilor cu inginerul Georgescu Gorjan, care a sugerat până la urmă ideea acestui stâlp într-un anumit fel și nu oricum, că putea să fie și altfel susținut romboedreia. Pe urmă, mai afli ceva, dacă cercetezi, parcul din jurul coloanei trebuia să fie mai mare. Brâncuș a lăsat autorităților române o sumă mare de bani ca să planteze plopi. Plopii trebuiau să fie cam pe la înălțimea coloanei sau până. Câteva mii de plopi a lăsat bani. Nici acum nu s-a făcut lucrul ăsta și încă din parc a și fost luat o mare parte, deci s-a făcut ceva, mă rog, pentru autobuze, casele, nu știu cui și așa mai departe. Coloana avea două trepte jos, iar doi romboedri, am zis bine, în plus. Georgescu Gorjan a făcut special că Brâncuș și gândise cu doi mai puțin și... Dar trebuia să fie mai sus cu vreo 3 metri aproximativ. Trebuia să fie două platforme, două rozete stelate cu câte 12 raze în unghi. Deci urcai și aici începea coloana. Nu s-a făcut nici acum. Și banii au fost dați încă de atunci. Dar deci puteți spune că coloana nu și are în deplinătate efectul pentru care a fost proiectată. Nu, nu. Ce rol ar fi avut rozetele acelea? Păi da, aveți idee cumva? Da, este o treaptă. Treci prin lumea materială, treci prin lumea spirituală și te înalți către Dumnezeu.
tot ansamblul de la Târgu Jiu este un ansamblu extraordinar de bine gândit și este cel mai măreț ansamblu sculptural al lumii până la ora actuală. Trebuie luat de la Jiu până dincolo de Colană, unde mai era o masă, și când am fost acum vreun an și jumătate pe acolo, o lăsărește la primărie, de la prefectură, au făcut-o dispărută, că știți că o sculptură la Bârgus, și dacă e așa, se vinde cu miliarde, grele, grele, nu un miliard, două. Nu știu unde este, am întrebat pe aici, pe acolo, ci că ar fi în curtea primăriei, a prefecturii. Deci putem pune o întrebare primăriei din Târgu Jiu? N-am reușit să o văd. Vă rog frumos, spuneți o întrebare directă primăriei din Târgu Jiu. Primăriei și prefecturii din Târgu Jiu, ce au făcut cu masa aflată după Coloana lui Brâncuș? Că ea a fost gândită să facă parte din ansamblu și chiar este parte integrantă a ansamblului. Și după această masă mai urma să fie în concepția lui Brâncuș un spațiu complet gol. Parcul trebuie să fie mai mare, v-am spus. A fost luat din el, dar să zicem, deci un spațiu gol fără nimic. Doar o zonă circulară, așa. Pe câte am auzit și am citit, întregul acel ansamblu reprezintă ceva. Ne puteți spune ce și care sunt toate elementele lui? Că ați început dincolo de Coloană cu spațiul și cu masa, Coloana, da. Ce urmează către Jiu? Păi nu, nu. Ansamblul poate fi parcurs de la vest la est, deci de la soare apune la soare răsare, de la întuneric la lumină. Ăsta e parcursul principal, e bine să-l parcurs și înapoi, este parcursul dumnezeesc. Lumina luminează universul, care altfel ar fi întunecat, n-ar fi nimic practic. Tot nu pot să vă spun că, deși am studiat ansamblul ăsta destul de bine, cred, am vorbit cu oameni de specialitate, am citit niște cărți, n-am ajuns până la capătare atât de multe lucruri încât acolo îți trebuie o viață. Însă știu destul de multe, dar și că știu... Împrăștiați-ne totuși câteva dintre ele. Și că știu eu înseamnă, cred, o carte de asta. Cred. Drumul începe de dincolo, de Jiu, de pe malul vestic al Jiului, de pe malul drept și nu întâmplător, malul drept. Jiu acolo curge de la nord la sud. Intri în apă, măcar vizual. Și traversezi. Asta este o purificare, ablațiune, cum zic unii mai științific. O purificare. Te purifici tu, personal, sufletește și trupește, da? Și după ce ți-ai purificat trupul, ți-ai purificat automat și privirea și începi să vezi. Și atunci începe urcușul către lumină. Urși pe malul celălalt al Jiului, care este înierbat. Din fericire, nu l-au taluzat și nu au pus beton încă. Noi ne simțim acolo foarte bine. E iarbă, e plăcut, ne simțim ca acasă. Și deodată, dar iarba este ceva trecător, știți? Se usucă, da. Piere după un an, doi, trei. Ca și noi, ca noi oamenii și ca orice facem noi. Și dintr-o dată urcăm și avem o primă revelație acolo. O masă, ceva de piatră. Piatra este simbolul veșniciei în sculptură și în pictură. Și o masă rotundă de piatră, foarte frumos lucrată și plină de multe simboluri în ea. Înconjurate de 12 scaune, tot rotunde. Lumina a coborât la noi, s-a așezat undeva, s-a fixat într-o anumită zonă terestră și a adunat câțiva ucenici în jurul ei. De altfel, Brâncuș a zis, până la sfârșitul vieții, că asta este cina de taină. Masa cu cele 12 scaune rotunde, simbolul luminii. Cercul este simbol al lui Dumnezeu, deci al luminii veșnice sau al luminii necreate sau al energiilor necreate, cum vrem să-i spunem, tot aia. Mai departe, intrăm pe alea scaunelor, care are, este de fapt ideograma, coloana culcată, continuitatea. De la veșnicie, unde continui? Tot în veșnicie, mai presus de veșnicie, nu mai e nimic, dar ea însă și nesfârșită. N-are început, nu are sfârșit. Scaunele de aici sunt 6 pe stânga, 6 pe dreapta. Ele au secțiune pătrată, da? Vorbesc numai de partea de sus, nu vorbesc de partea verticală.
pătratul, sau măcar cele patru colțuri ale lui făcute din unghiuri, simbolizează întreaga lume. Noi mergem, zice un bal sau zicem în vorbirea curentă, până la marginea lumii, până la capătul lumii. Asta simbolizează. Statul pe ele, că Brâncuș a zis să mai și stați acolo și să vă gândiți la ce am făcut aici, că v-am lăsat ceva ce nu are nimeni. Statul pe ele simbolizează parcurgerea în măsura posibilului a întregii lumi care există, lumea interioară, fiecăruia, lumea exterioară, ceilalți oameni, stelele, mașinile, ogoarele, orice. După ce ne odihnim, ajungem la poartă. Poarta este așa, ca un fel de U. Da? Și sus pe poartă vedem un prim simbol, un alt simbol al veșniciei, mai puțin folosit. Este jumătate din cerc. Exact D-ul, care acum vreo 3 milenii, da, cam așa a devenit literă. Literele provin din ideograme. Deci un simbol al veșniciei, D-ul acesta. Istoricii l-au numit arcul fără săgeată, cel care nu rănește, dar are niște taine ascunse în el. Și vedem acolo două astfel de ideograme față în față. Unii zic că ar fi oameni, bărbați și femeie. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dar nu înseamnă că nu e deloc adevărat. Pe undeva e și asta adevărat, dar numai pe undeva și poate e unul la o mie. Noi oamenii, ca să ne putem împlini, trebuie să comunicăm unii cu alții. Singuri, singuri, total izolați, mai rău decât cei mai aprinși pusnici, nu avem valoare. Nu știm nimic. Gândiți-vă la un copil care nu are părinți și stă în sălbetice undeva. Ce știe? Nu știe nici să meargă. Cum a fost Tarzan, dacă o fi fost adevărată, mergea în patul la beca lupii și urla. Deci numai prin comunicarea dintre noi căpătăm valoare și ne unim cunoștințele și putem afla ceva și faptele, sentimentele, toată viața noastră până la urmă. Ideograma asta, cele două ideograme unite, însă sunt prelucite în jos cu simbolul coloanei. Spune Brâncuș să spun ceva despre el despre care se ascunde. El era diacon, adică preot. Diaconatul este prima treaptă a preoției. Avea studii teologice, fusese hirotesit. La moarte a fost spovedit de un episcop, el. Și diaconul Brâncuș știa că Iisus Hristos a zis: împărăția lui Dumnezeu este în adâncul vostru. Căutați-o mai întâi pe celelalte, le veți găsi mai ușor sau vi se vor da mâncarea, îmbrăcămintea. Asta arată Brâncuș și în primul rând sunt și alte înțelesuri acolo. De toate aceste ideograme foarte complexe se află în parc, într-un loc foarte plăcut, de odihnă, da? Unde totul ne e cunoscut, ne e la îndemână, venim de plăcere acolo, nu venim de nevoie. După aia, drumul continuă mai departe spre răsărit, spre lumină. Ieșim din parc și patrunem în oraș cu străzi ramificate, cu oameni necunoscuți, cu clădiri, cu străzi încălcite, cu multe lucruri total necunoscute care pot să dea peste noi. Mergem mai departe și exact la jumătatea drumului, vă amintiți peste ce dăm? Peste catedrală. Biserica face parte din concepția lui Brâncuș și toți din vremea aia știau și de-aia au respectat-o așa mult și când au vrut comuniștii să facă nu știu ce pe acolo, au manevrat unii în frunte cu Justinian, patriarhul, și au lăsat-o exact așa cum era. Biserica are intrare spre răsărit în partea cealaltă, da? Deci intri, ieși spre răsărit. Când intri în biserică, ce vezi? Vezi, în primul rând, afară de Iisus Hristos și Maica Domnului, sfinți și draci. Sfinții se luptă cu draci și înving. Orice om are capacitatea asta. Cine vrea o face, cine nu, nu. Nimeni nu-i obliga la nimic. Noi suntem perfect liberi. După ce ieșim din biserică, imediat trebuie să mergem mai departe. Dar aici drumul nu mai continuă exact drumul vechi. O ia puțin la dreapta. Este drumul, și Brâncuș a și afirmat odată,
dar pe ocolite, din câte știu eu, nu știu tot ce a spus. Deci a afirmat că este drumul parcurs de Dismas. Dismas fiind tâlharul din dreapta lui Hristos, cel care s-a mântuit. Nu drumul parcurs de Gestas, celălalt din stânga, care jura și pe cruce. Și în capăt avem coloana care unește pământul cu cerul. Și după coloana avem și masa care a dispărut și spațiul acela gol. Ce se întâmplă? Ucenicii au mers, au parcurs tot acest traseu, sau în Dumnezei, ca să folosesc terminologia creștină, au coborât și fiecare din ei a ajuns un om care răspândește aceeași lumină necreată, dumnezeiască. De aceea și așteaptă să vină, sau chiar ucenici la el. De aceea ultima masă este singură, fără scaune. Însă este exact ca prima masă, sau aproape exact ca prima, tot așa rotundă, tot orizontală, tot cu piciorul puțin mai subțire decât amplia. Domnul Marian, ideogramele au apărut acum zeci de mii de ani, oamenii au început să reprezinte ce vedeau, ce simțeau și așa mai departe. Nu, la ora actuală. Nu ce nu? Vedeau. Numai nu, ce simțeau. Ce vedeau în al doilea rând. Ce cugetau. Ce cugetau. Ce cugetau. Și ce vedeau, se poate exprima sigur, dar asta nu, e... M-am gândit că au văzut un râu și au făcut semnul acela care reprezintă râul. Există în munții Buzăului depresiunea Boziorul, despre care la geograf Varză, că nu pot să-i spun altfel cum se predă acum, am învățat toți. Și ultima parte este mica depresiune Nucu, ține tot de ea. La Nucu sunt câteva din peșterile alea rupestre, zamolsiene, care sunt unite cu cele de la colți, peste munte. Una din acestea de aici este peștera lui Iosif. Nu greșesc. Peștera lui Dionisie Torcător este prima, cea mai apropiată de drum. Dacă mergi, nu drept, perpendicular, pentru ci puțin în stânga, cum privești, pe acolo trece un pârâu. Și deasupra lui, la baza acelui deal, piept de deal, este un cer cu ideogramă verticală. Este simbolul veșniciei și al simbol al veșniciei, dar cum o caută oamenii. Râul însuși este un simbol. De-aia am spus că ideogramele adaugă ceva la ce există. Îmbogățesc lumea. Ce vreau eu să vă întreb? La ora actuală se mai inventează ideograme? Ideograme de bază, nu. Și nu cred că se vor inventa. Nu cred eu. Însă dezvoltarea lor, variante, precum și combinații noi, sigur. Noi în tehnică folosim aproape numai ideograme. Că ideogramele erau și rata din țată, și axul în diverse poziții, și rata aia cu niște chestii pe aia care producea energie. Tot ideograme sunt și au fost folosite de mii de ani. Și multe altele. Spuneți-mi... Și în religie se folosește preotul. La ortodoși, nu mai amintesc la catolici, dar la ortodoși, când la epicleză, când invocă pe Duhul Sfânt să coboare, să se preschimbe acolo pâinea și vinul, face această mișcare. Da? Este crucea dacică. Preotul zamolsian se ruga Dumnezeului fără nume în fața întregului popor adunat acolo. Crucea dacică mai era o variantă așa, deci cu colț. Da, asta e cea mai folosită, oval și crucea așa. Mai există și altă variantă cu două linii sus și una jos, când era vorba de marele preot în rugă în fața soborului și a poporului. În domeniul plastic, din punctul meu de vedere, omul a văzut și a început să reprezinte după cunoașterea și calitățile și talentul pe care îl avea. Dar eu știu că în pictură mai există și ceea ce vezi cu ochii minții sau ceea ce simți. Da. Ce puteți spune despre asemenea picturi? Care sunt mai valoroase, sunt mai puțin valoroase, pot fi interpretate altfel, pot fi studiate, să ne dau mai mult decât celelalte care le avem din jurul nostru. Vorbesc de cunoștințe, de...
orice stil de pictură poate să ne dea cunoștințe cât se poate de folositoare, chiar dacă el a fost epuizat. Însă, în trecut s-au făcut lucruri bune pe care noi le folosim, roata, nu mai reinventăm. Și ceva mai perfect decât cercul și mai rotund nu poate să existe, nu? Orice tablou din lumea asta conține ideograme, vrând nevrând. Un tablou de obicei este dreptunghiular în ziua de astăzi, da? Dreptunghiul ideogramă. Este pătrat, altă ideogramă, am vorbit mai devreme. Este circular, este oval sau este de forma asta așa. Da, ca o poartă. O poartă, că poarta nu e numai, poate să fie și boltită. Deci forma tabloului este o ideogramă. Vrând nevrând, pe urma, diagonalele despre care mi se pare că am vorbit data trecută, ascendentă și descendentă. Ele se intersectează în centru geometric al tabloului, care este un punct, dar punctul știți că nu are dimensiune, punctul aparține nu spațiului material, că nu putem să atingem așa ceva decât cu gândirea. Punctul aparține părții spirituale a spațiului, că spațiul are și el două părți. Că de-aia noi avem trup și suflet și trăim, altfel n-am putea trăi decât ca animalele. În tablouri, de exemplu, Michelangelo, judecata de apoi din capela Sistine, Iisus Hristos așa arată tot așa, după o diagonală. Sau alte personaje. Există în mormântarea contului Orgas la Prado, parcă. Acolo este o ideogramă foarte interesantă. Este acest conte care a murit, pictat de El Greco, și gulerele lor alcătuiesc o ideogramă care împarte tabloul în două părți. Partea superioară, cea spirituală, partea materială. Aici e trupul lui mort și sus sufletul care se înalță, că a fost un om deosebit, se pare, și cu intenții de sfințenie. Dintre marii noștri scriitori, pictori, puteți să enumerați câțiva și să dați exemple de ideograme folosite în arta lor? Mă gândesc și la povești, mă gândesc la bazme, mă gândesc la poezie, mă gândesc la muzică, că de pictură discutăm și despre sculptură. Vă rog. Păi, cele mai clare ideograme sunt în bazme și în legende, dar în bazme sunt cele mai clare. Și fiindcă vă propusesem să discutăm ceva și despre limitele cunoașterii și ale lumii, haideți să vorbim despre unul din primele bazme publicate de Ispirescu, Prâzle cel voinic și merele de aur. Prâlea cel voinic, în curtea, în grădina palatului lor, el era prinț. În grădina palatului era un măr de aur unic în lume, care făcea mere de aur, dar nimeni nu le vedea când se coceau. Se le vedea până dădea un păr, că după aia cineva venea noaptea, e întuneric, nimeni nu știe ce e necunoscut, simbolul nopții, le lua și pleca. Cine păzea nu reușea nimic, adormea, cădea la pământ, era adormit. Din poziția verticală specific omului, devenea ca o plantă, ca o piatră. Și nu știa nimic. Îi dispărea memoria. A păzit fratele cel mare la un moment dat, a dormit buștean. Când s-a trezit, pomul gol. Cel mijlociu la fel, Prâzlea a cerut voie, împăratul i-a dat voie după multe insistențe și Prâzlea s-a dus și plănuia. Asta înseamnă să faci ceva nou, necunoscut, să te gândești foarte bine, nu oricum, foarte bine. Tot plănuia, zice Ispirescu, care a fost un gânditor foarte profund și fiind atât de profund, mulți oameni din domeniul sociocultural zic că a spus ceva și el acolo. Avea câteva clase oficial, dar el discuta de la egal la egal cu Ion Ghica și cu alții. Și s-a dus. Cu ce s-a dus? Vă amintiți dumneavoastră? Cineva poate își amintește, a luat la pândă noaptea, primul lucru, cărți de citit. Ce faci cu cărțile noaptea când pândești, stai ascuns și nu te miști? Că nu poți să stai cu lanterna, nu?
cărțile și nu erau lanterne pe timpul ăla. Erau cărți, nu, nu erau lanterne, făclii, nu erau. Erau făclii. Da. Și lumânări. Cărțile sunt simbolul luminării minții. Inspirescu a știut de ce a spus lucrul ăsta, că există și alte variante ale basmului care spun în altă ordine, dar el a zis prima dată asta, după aceea două țepușe, una în față, una în spate și arcul cu săgeți, armele voinței și ale gândirii cu care acționezi de la distanță. Arcul trage, nu e ca sabia să luzi de la un metru. Țepușele ce înseamnă? Țepușele au fost cele pe care le-a băgat, le-a înfipt în pământ cu vârfurile în sus și când îi venea somnul, cădea ba în față, se înțepa aici, ba în spate, se înțepa la geafă și până la urmă a rămas treaz. Simbolizează lupta contra lenei. Toți avem născută în noi, nu numai dorința de cunoaștere, cum spune Aristotel, avem și dorința de lene. Și lenea duce la două lucruri. La nepăsare, la indiferență, la nesimțire și față de alții și față de tine și atunci devii ca un fel de număr, între alte numere, prin statisticile nu știu cărui minister. Sunt alții care zic, aoleu, eu sunt în toate religiile, numai la noi. Eu sunt așa credincios, credincioasă, merg la biserică, merg la templu, la nu știu unde, stau când mă rog, toată ziua, dar nu face nimic. Părinții fac pentru ei sau altcineva. E alt tip de nesimțire și cazi tot acolo, dar cazi fără să-ți dai seama, este simbolul țepușii care înțepa în ceafă, în spate. Mă rog, și după aceea reușește să vânească pe hoți, ia merele, le pune-o pe o tipsie de aur, un metal prețios, simbolul iarăși a luminii necreate și rotundă pe deasupra, pune merele aur, tot rotunde, tot de aur. Și pleacă după aia cu frații lui și merg până undeva unde nu mai știa nimeni ce mai este și ajung la o prăpastie nesfârșită, unde nimeni nu știa ce-o fi acolo. Au dat ocol, vă amintiți de ideograma lui Brâncuș de pe poartă, cele două duri unite și au coborât în prăpastie. Până la urmă numai prâzi le-a ajuns în fund de tot. Și acolo iar a mers, a străbătut, rămân necunoscut, că asta înseamnă să faci o cercetare, să depășești niște limite ale cunoașterii existente. Cum a făcut el? Fiind totul nou și având alte legi de existență, a fost puțin zăpăcit la început, dar și-a venit în fire, spuse Eminescu, s-a adunat Inspirescu și a mers mai departe. Deci a mers, dar mergi când e lumina. Dar trebuie să fie lumină și în tine, nu numai afară. S-a luminat la minte, se luminase cu cărțile alea. Și a mers pe acest râm necunoscut, a dat de palatele alea de aramă, argint, aur. Nu vezi așa ceva pe lumea asta, că n-ai cum. Fetele de împărat răpite de zmei și de cei trei zmei pe care au omorât în lupta. Mersul de la un palat la altul, aducerea fetelor de împărat, transformarea palatelor în mere și luptele biruitoare cu zmei simbolizează calea pe care merge oricine necunoscut. Acolo, în primul rând, ai o trăire morală. Prima dată asta se întâmplă, o trăire morală. Ți-e frică de ceva. Nu-ți dai seama de ce, fiindcă nu știi nimic. Ce un fel de frică. Este o trăire religioasă în toată puterea cuvântului. Cine a trăit așa ceva, știe perfect cine a descoperit, a inventat, a făcut ceva, nu, a pictat, eu știu, a făcut ceva. Nu, știe ce spun. Cine nu, poate să bănuiască, numai. Și poate să încerce. Nimeni nu e obligat. Și un măturător de stradă poate avea trăirea asta, să știți. Oricine, oricine la nivelul lui poate să devină un om extraordinar. Eu vă propun să continuăm într-o altă emisiune, mai avem multe de spus și totuși eu le-aș spune telespectatorilor să încerce, să descopere, indiferent de domeniu, să inventeze, dacă nu se inventeze cel pentru să inoveze, fiindcă inovația este mai aproape de... Da, sau de să perfecționeze. Sau să perfecționeze. Eu vă mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi, vă aștept data viitoare cu o temă cel puțin la fel de interesantă decât asta, dacă nu mai interesantă. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!